doctorul Knopf, nu-i așa? Exact. Am plăcerea cu doctorul Parpalin. Bun venit la noi, la St. Maurice. Am găsit, doctor. Dăm voie să-ți ajut la bagaje. De ce, vai de mine? Nu, nu sunt chiar așa de bătrân. Și, afară de asta, am mașina mea aici, la doi pași. Aceea care scoate fum? Da, am venit chiar acum și motorul e foarte încălzit. Da. Mașina nu pare nouă, dar dacă îți faci treburile cu ea... Și încă cum? E un tip 1902, așa că numără vreo 17 primăveri. Da, le poartă cu eroism. Așa. Acum să urcăm bagajele. Vă rog, doctor. Da, ne punem în față, iar în fundă să mergi dumneata cu soția. A venit și doamna Parpale? Da, dar ea a preferat să rămână la restaurantul de peste drum. Am reținut o masă și te așteptam cu micul dejun. Perfect, mi-e cam foame. Iar după ce ne luăm gustarea, pornim spre sătucul nostru. St. Maurice e un sătuc? Așa îi spun eu. E departe? Așa, 11 km. Numai că e mult de urcat până acolo. Și pentru pacienții noștri e bine că e așa. De ce? În felul ăsta ne rămân credincioși. Dacă gara ar fi mai aproape, poate că i-ar împinge păcatul să se ducă la consultație cine știe unde. Dar autobuze nu există? Unul, dar e așa de jalnic încât lumea preferă să meargă pe jos. Haide. Da. Iată și pe doamna Parpale, soția mea. Doamnă, omagile mele. Bun venit, doctore Knock. Draga mea, am urcat bagajele, așa că pornim numai decât după masă. E un noroc că avem o mașină. Cam greu să urci pe jos. De altfel, e un drum super. Da, am remarcat. Ți-am comandat o ceașcă de bulion și câteva pateuri. Admirabil. Crede-mă, dragul meu succesor, fiindcă din acest moment ești succesorul meu, ai făcut o afacere foarte bună, să știi. Clientela mea trece asupra dumitare. Și chiar dacă acum, pe parcurs, vreun pacient mi-ar cere asistență, mă voi da deoparte spunându-i: vă înșelați, domnule? Iată-l pe doctorul vostru. Și nu voi ieși din brlogul meu decât dacă mă vei solicita dumneata la un consult. Soțul meu jurase să-și încheie cariera într-o metropolă. Da, să-mi cânt cântecul de lebădă pe o mare scenă. Vanitate puțin ridicolă, nu-i așa? Visam să ajung la Paris, dar mă voi mulțumi cu Lyon. În loc să aștepte liniștit să se îmbogățească aici. Să nu te îngrijești de mine, dragă confrate. Datorită acestei zmintel, vei avea clientela mea și un venit frumușel. Adevărat? Absolut adevărat. În orice caz, n-am stat prea mult pe gânduri. Mi-a plăcut îndeoseb modul dumitale de a trata totul prin corespondență și de a nu veni la fața locului decât după ce lucrurile au fost limpezite. Îți admir abilitatea. Ce mai, pui mâna pe o clientelă statornică, fără concurență. Nici o concurență. Un farmacist care își vede de treaba lui. Aici nici n-ai pe ce să risipești bani. Nici o distracție costisitoare. În 6 luni poți economisi de 2 ori mai mult decât îi datorezi soțului meu. Sumă pe care o vom eșalona în 4 rate trimestriale. Fără reumatism, soției mele, cred că până la urmă n-aș fi acceptat. Suferiți de reumatism, doamnă Parpale? Vai, da. Climatul, deși în general e foarte salubru, ei nu i-a fost deloc prielnic. Sunt mulți reumatici în regiune? N-aș putea spune, dragă comprate, că nu sunt decât reumatici. Asta mi se pare foarte interesant. Da, pentru cine ar vrea să studieze reumatism. Nu, mă gândesc la clientele. Asta nu. Oamenilor de pe aici nu le prea trece prin cap ideea de a se duce la doctor pentru un simplu reumatism. Păi atunci, dacă nu e nimic de făcut cu reumatismul, trebuie să ne mulțumim doar cu pneumoniile și cu pleureziile? În care și ele sunt destul de rare. Climatul pe aici e aspru, după cum știi. Copiii plăpânzi mor în primele 6 luni. Bineînțeles, fără ca medicul să poată interveni. Avem, în schimb, apoplectici și cardiaci. Ăștia nici nu bănuiesc că sunt bolnav și mor fulgerător la 50 de ani. Presupun că n-ai prea făcut avere îngrijind pe cei care au murit subit. Evident. Ne rămâne într-o oarecare măsură gripa. Nu vorbesc de gripele banale, care nu alarmează în niciun fel. Mă gândesc la marile epidemii mondiale. Păi, dar astea sunt ca sosirea cometelor. Dacă e vorba să aștept până la viitoare epidemie mondială... De ce? Eu am apucat 2. Cea din 1889-1890 și cea din 1918, de acum un an. În 1918, mai ales, am avut aici o mortalitate foarte mare. Mai mare chiar decât în centrele populate. Cu procentajul nostru am lăsat în urmă o mulțime de departamente. Au solicitat îngrijiri? Da, mai ales către sfârșit. Și am avut încasări frumoase de Sfântul Mihail. Poftim?
Aici la noi clienții plătesc de Sfântul Mihail. Dar care e sensul acestei expresii? Este cumva echivalentul calendelor grecești sau a Sfântului așteaptă? Ce-ți trece prin minte, dragă confrate? Sfântul Mihail e o dată foarte cunoscută în calendar, ca de la sfârșitul septembrie. Și noi suntem acum la începutul octombrie. Dumneavoastră cel puțin ați știut să alegeți momentul când să vindeți cabinetul medical. Dar dacă vine vreunul pentru o simplă consultație, nu o plătește imediat? Nu. La Sfântul Mihail, așa e obiceiul. Și dacă nu vine decât pentru o singură consultație și pe urmă nu-l mai vezi tot anul? Tot la Sfântul Mihail. Da, la Sfântul Mihail. De altfel, oamenii vin aproape întotdeauna doar pentru o singură consultație. Poftim? Da, da. Păi atunci ce faceți ca să aveți pacienți, clienți permanenți? Ce clienți permanenți? Din cei care vă vizitează de mai multe ori pe săptămână sau de mai multe ori pe lună. Tu auzi ce spune doctorul Knock? Clienți ca la brutărie sau la măcelărie. Ca toți începătorii își face iluzii. Păi cel mai bun soi de clientelă, aceea care îți lasă toată libertatea. Cum adică libertatea? Adică nu ești la cheremul câtorva clienți care se pot însănătoși de la o zi la alta și a căror pierdere ți-ar da bugetul peste cap. Depinzând de toți, nu depinzi de fapt de nimeni. Confrate dragă, situația începe să se limpezească. Mi-ai cedat pentru câteva bilete de 1000 pe care ți le datorez o clientelă asemănătoare în toate privințele cu mașina dumitale, despre care se poate spune că pentru 19 franci nu e prea scumpă. Dacă nu face 25, și fiindcă nu-mi place să mă tocmesc, îți dau 30 pe ea. Cum ai spus? 30 de franci? Nu o dau nici pentru 6.000. De fapt, mă gândeam că aș putea să o transform într-un dulap mai încăpător. Cât despre clientela dumitale, aș renunța la ea cu ușurință dacă n-ar fi prea târziu. Cred că ești victima unei false păreri. Eu aș fi zis că sunt mai degrabă victima dumitale. Am vrut numai să-ți deschid ochii. Partea proastă e că eu trebuie să plătesc trimestrial, în timp ce pacienții mă onorează anual. Va trebui să revizuim condițiile. Cum adică? Să nu ne plătești la datele convenite? Dimpotrivă, doamnă. Ard din răbdare să plătesc, dar n-am nicio autoritate asupra calendarului și mi-e cu neputință să schimb data Sfântului așteaptă. Sfântului Mihail? Sfântului Mihail. Dar ai probabil unii de economii. Niciuna. Trăiesc numai din munca mea. Mai ales că sunt la începutul carierei. În acest caz, dragă confrate, ai fi de două ori vinovat dacă te-ai lăsat pradă unei descurajări premature, care nu e decât fructul lipsei dumitale de experiență. Desigur, medicina e un ogor mănos, dar recolta nu crește singură. Te-ai lăsat puțin ademenit de visurile dumitale de tinereți. Eroare, dragă confrate. Mai întâi am 40 de ani. Visurile mele, dacă le mai am, nu sunt visuri de tinereți. Fie, dar n-ai practicat niciodată. Altă eroare. Într-o scrisoare mi-ai spus că doar astă vară ți-ai trecut examenele. Da, cu o lucrare de 32 de pagini în octavă, despre presupusa stare de sănătate, cu acest epigraf pe care l-am atribuit lui Claude Bernard. Oamenii sănătoși sunt numai niște bolnavi inconștienți. De aceeași părere, confrate dragă. În ce privește fondul teoriei? Nu, asupra credinții mele că ești un debutant. Eroare, doctore. Studiile mele sunt într-adevăr foarte recente, dar începuturile mele în practicarea medicinii datează de acum 20 de ani. Ai fost agent sanitar? Nu, bacalaureat. Există bacalaureat în medicină? Bacalaureat pur și simplu, doamnă. Ai practicat așadar fără titlu și clandestin? Dimpotrivă, pe față și nu într-un colț de țară, ci pe o întindere de aproape 7.000 de kilometri. Nu înțeleg. E foarte simplu. Acum 20 de ani, fiind silit să renunț la studiul limbilor romanice, am fost vânzător de cravate la magazinul Dame de France din Marsilia. Dat afară și plimbându-mă într-o zi prin port, văd un anunț. Un vapor de 1700 de tone pleacă spre Indii și caut un medic, fără ca titlul de doctor să fie obligatoriu. Ce ai fi făcut în locul meu? Bă, nimic, firește. Pentru că mi-a dat n-ai vocație. Eu m-am prezentat. Cum nu-mi plac situațiile false, am declarat de la început. Domnilor, aș putea să vă spun că sunt doctor, dar nu sunt doctor. Și chiar aș adăuga un lucru mai grav. Nici nu știu când îmi voi lua titlul de doctor. Ei mi-au răspuns că nu țin la titlu. Atunci eu le-am spus, chiar dacă nu sunt doctor, aș dori, de dragul prestigiului și al disciplinei, să mi se spună doctor la bord. Nimeni n-a avut nimic împotrivă. În 3 minute s-a pus la punct și chestiunea salariului. Și chiar nu aveai nicio pregătire? Puțină răbdare.
În copilărie citeam totdeauna cu pasiune anunțurile medicale și farmaceutice din ziare, ca și prospectele intitulate Modul de întrebințare, pe care le găseam în cutiile cu pastile și la sticle de sirop pe care le cumpărau părinții mei. Și astăzi încă pot să vă reproduc numeroase recomandări de folosire a medicamentelor. Colosal! Nu mai spune! Aceste texte m-au familiarizat cu stilul profesiunii, dar mai ales m-au făcut să pătrund adevăratul spirit și adevărata menire a medicinii, pe care învățământul din facultăți îl ascunde într-un talmeș balmeș științific. Pot spune că la 12 ani aveam deja un serios bagaj medical. De aici am dobândit actuala mea metodă. Ei, vezi? Metodă? Sunt curios să o cunosc și eu. Nu fac propagandă și nu sunt un infatuat. De altfel, rezultatele contează. Astăzi, după propria dumitare mărturisire, mi oferă o clientelă inexistentă. Inexistentă, pardon? Revin-o peste un an și ai să vezi ce voi face. Dovada va fi concludentă. Obligându-mă să plec de la zero, ai făcut să crească interesul meu pentru experiența pe care urmează să o fac. Și pe vapor, cum ai scos-o la capăt? Foarte bine. Cele 6 luni de practică la bord m-au ajutat să-mi verific concepțiile. Aveai mulți oameni de îngrijit? Echipajul și 7 pasageri de condiții foarte modeste. În total, 35 de persoane. Oho, e o cifră! Și ai avut morți? Niciunul. De altfel, e contrar principiilor mele. Sunt partizanul scăderii mortalității. Ca noi toți, de altfel. Dar bolnavi, ai avut? 35. E... Cu toată lumea? Da. Păi atunci, cum putea să mai meargă vaporul? Vreau să spun că nu erau sănătoși. Oamenii își făceau totuși datorie. Dar cel puțin, acum, ești cu adevărat doctor, fiindcă aici titlul e obligatoriu. Și ne putea provoca multe neplăceri. Dacă nu ești doctor cu adevărat, ai face mai bine să ne-o spui de la bun început. Sunt într-adevăr doctor. Când mi-am văzut metodele confirmate de experiență, n-am avut decât o dorință, aceea de a le pune în aplicare pe pământ sigur și în stil mare. N-am omis faptul că doctoratul e o formalitate inevitabilă. Și aici vrei să spui în aplicare metodele? Bineînțeles că aș fi preferat un oraș mare. Tu care acum mergi la Lyon, n-ai putea să-i ceri doctorului Knock câteva lămuriri cu privire la metodele sale? Asta nu obligă la nimic. Nu cred că ar accepta să le dea în vileag. Uite, ca să-ți fiu de folos, pot să-ți propun următoarea înțelegere. În loc să-ți plătesc cine știe când cu bani gheață, să-ți plătesc în natură. Adică să te iau cu mine, să zicem, 8 zile și să te pun la curent cu procedeele mele. Glumești, dragă confrate. Ai putea să fii dumneata acela care să mă plătești vreme de 8 zile cerându-mi sfaturi. În sfârșit, mi-ar fi utile totuși acum la început câteva indicații. La dispoziția dumneata. Există un toboșar în oraș? Vrei să spui un om care bate toba și comunică înștiințări populației? Exact. Există unul. Municipalitatea îi dă unele înștiințări. În particular îl folosesc când și-au pierdut portofelul sau negustorii ca să-și vândă marfa mai ușor. Da. Bun. Câți locuitori are Saint-Maurice-ul? 3500 în centru și cred că aproape 6000 în suburbii. Și cantonul în întregime? Cel puțin dublu. Populația e săracă? Nu tocmai, dimpotrivă. Bogată chiar. Avem aici ferme mari, mulți trăiesc din rente sau din veniturile domeniilor lor. Foarte zgârciți de altfel. Da. Ceva industrie? Prea puțin. Comerț? De prăvălii nu ducem lipsă. Negustorii sunt foarte ocupați cu afacerile lor? Nu, pentru cei mai mulți nu e decât un plus de venituri și mai ales un mod de a-și folosi timpul liber. Femeile nu prea au unde să meargă. În vreme ce bărbații se ocupă cu vânătoarea, pescuitul, partidele de popice, iarna cafeneaua... Da. Femeile sunt pioase. Nu, pentru mine problema are importanța ei, doctor. Vin destule la liturghie. Ceva vicii? Ce anume? Opium, cocaină, patimpolitice. Le amesteci lucruri atât de diferite. Nu știu. Adulterul? Ce-i cu el? Face obiectul unei activități intense. Mor fi ca peste tot, soți înșelați, dar fără exagerări. Mai întâi ar fi incomod. Oamenii se suspectează foarte mult. Sectele, superstițiile, societățile secrete. Erau unele doamne care practicau spiritismul. Rău, foarte rău, detestabil. Dar cred că s-au lăsat. Cu atât mai bine. Vrăjitorii, ceva? Poate altă dată, acum nu. În linii mari, prin urmare, poate începe și aici epoca medicinii. Dragă confrate, ar fi bine să cerem acestui vehicul un mare efort. Arde în răbdare să ajung la Saint-Maurice. Dar ce te atrage atât de puternic? Am sentimentul că ai pierdut acolo sus o situație grandioasă. Și ca să vorbesc în stilul dumitale, ai cultivat cu vrednicie ciulini,
acolo unde trebuia să se dezvolte o livadă îmbelșugată. Tu auzi, Albert? Bă, aud că doctorul Knock e un vânător de chimere. Dar și tu ești prea sigur de tine. Nu ți-am spus de atâtea ori că la Saint Maurice, dacă știi de unde s-o iei, poți face ceva mai mult decât să vegetezi? Bine, 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 bine. Voi reveni peste 3 luni pentru prima rată. Vom vedea ce a realizat doctorul Knock. Asta e, revină peste 3 luni. Vom avea timp să stăm de vorbă. Da, acum te implor să pornim imediat la drum. O să trebuiască numai să-mi dai o mână de ajutor. Da, dar ce trebuie să fac? Eu o să iau loc la volan, iar dumneata să caut să împingi la mașină. Dacă numai atât, o să caut să-mi dau silință. Atunci. Să mergem, da? Să mergem, da. Băiete, șocătela, te rog. Am lăsat banii pe masă. Mulțumesc. Kellen acesta, cu toată aparența lui, nu pare să stea prea bine cu sănătate. Dar n-am încă vreme să mă ocup de el. Hai, doctore. Da, după mine ta, doctore Parker. Vă salut. Dumneata ești toboșarul orașului? Da, domnule. Spune-mi, doctore. Răspundem, da, doctore, sau nu, doctore? Da, doctore. Și când ai prilejul să vorbești despre mine, nu uita niciodată să spui așa: doctorul a zis, doctorul a făcut. Țin la acest lucru. Când vorbeați între voi despre doctorul Parpale, cum spuneați? Ziceam, e un om cum se cade, dar nu se prea pricepe meseria. Nu, nu asta te-am întrebat. Îi spuneați doctorul? Nu, domnul Parpale, sau medicul. Mm-hmm. Și zici că nu-l socoteai prea priceput în medicină? Nu eu, ceilalți. Mm-hmm. Așa vă să zicem. Da, când îi examina, nu le găsea niciodată nimic. Ce nu le găsea? Păi eu știu, ce aveau. Pe cei mai mulți îi trimitea acasă, spunându-le, n-ai nimic, până mâine te pui pe picioare, prietene. Adevărat? Sau îi asculta puțin, spunea da, 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 da. Pe urmă începea să vorbească despre altceva. Despre mașina lui, de pildă. Păi pentru asta veneau oamenii la el? Da. La urmă scria o rețetă de 3 parale, de cele mai multe ori un simplu ceai. Vă dați seama că oamenilor care plăteau 8 franci pentru o consultație nu le convenea o doctorie de 3 parale. Chiar și cel mai prost n-are nevoie să se ducă la doctor ca să bea o fiertură acolo. Spune-mi, cât îi cereai doctorului Parpale când te însărcina cu vreo științare? Ei, niciodată nu m-a însărcinat cu vreo științare. Ce vorbești? 25 de ani cât a stat aici? Niciodată. În sfârșit, care ți-e prețul? 3 franci un ocol mic și 5 franci un ocol mare. Poate să vi se pară prea scump, dar e destulă muncă. De altfel vă sfătuiesc, domnule. Doctore. Vă sfătuiesc, doctore, dacă nu țineți la cei 2 franci, să folosiți ocolul mare, care e cu mult mai avantajos. Și care e diferența? Cu ocolul mic mă opresc de 5 ori. În fața primăriei, în fața poștei, în fața hotelului, la răscruce și în colțul halei. Cu ocolul cel mare mă opresc de 11 ore, adică... Bine, am să folosesc ocolul mare. Ești liber în dimineața asta? Dacă doriți, imediat. Uite textul în științării. Știți, eu sunt obișnuit cu scrisul, dar aș dori ca prima dată să mi-l citiți dumneavoastră. Bine, ascultăm. Doctorul Knock, succesorul doctorului Parpale, prezintă omagile sale populației, orașului și cantonului Saint-Maurice și are onoarea să-i aducă la cunoștință că, din spirit de filantropie și pentru a stăvili creșterea îngrijorătoare a bolilor de orice fel care amenință ținutul nostru altădată populat numai de oameni sănătoși... Asta e adevărat, din păcate. Va da în fiecare luni dimineață, de la ora 9:30 la 11:30, o consultație gratuită rezervată locuitorilor cantonului. Pentru persoanele străine de canton, consultația va rămâne la prețul obișnuit de 8 franci. O idee foarte bună, ideea unui binefăcător. Dar știți că azi e luni? Dacă fac înștiințarea, în 5 minute vor veni aici. Crezi? Și pe urmă, poate nu v-ați gândit că luni e zi de târg. Jumătate din canton e aici. Înștiințarea mea va pica peste toată omenirea asta. Nu o să vă vedeți capul de pomanagii. Mă descurc eu. Și mai e ceva. Când e zi de târg, aveți mai mult noroc la clienți. De ce? Domnul Parpale nu prea avea clienți decât într-o zi ca asta. Dacă oferiți consultații gratuite, tocmai... Înțelege-mă, prietene. Ceea ce vreau eu mai înainte de toate este să vindec oamenii. Dacă voiam să câștig bani, mă instalam la Paris sau la New York. Ați pus degetul pe rană, nu se prea vindecă ei. Nu vor să asculte de doctor și mai rău se îmbolnăvesc. Bag de seamă, prietene, că gândești cu multă înțelepciune. Pot să mă bizui pe dumneata.
N-ați avea bunăvoința să mă consultați și pe mine acum? Bine, dar să ne grăbim. Am poftit aici pe domnul Bernard, învățătorul, și pe domnul Musche, farmacistul. Trebuie să-i văd înainte de a veni pacienții. Ce te doare? Stați să mă gândesc. Da, când mănânc, simt de multe ori un soi de mâncărime. Aici, în pântece. Mă gâdilă sau mai degrabă mă mănânc? Să nu confundăm. Te gâdilă sau te mănâncă? Mă mănâncă, dar mă și gâdilă puțin. Arată-mi exact locul. Cam aici. Unde pune-o degetul? Ah, mi se pare că da. Te doare când da? Păs! Aș putea zice că mă doare. Da. Nu te gâdire mai ales când mănânci cap de vițel în sos de vin? N-am mâncat niciodată așa ceva. Dar cred că dacă aș mânca, m-ar gâdila mai tare, fără îndoială. Ce vârstă ai? 51, împliniți. Prietene, azi fă-ți treaba ca de obicei. Mâine dimineață rămâi în pat. Voi trece să te văd. Pentru dumneata, vizitele mele sunt gratuite. Dar nu spune nimeni, nu este o favoare personală. Sunteți foarte bun, doctore. Așadar, e grav? Poate că încă nu e foarte grav. Mai ai vreme să te faci bine. Fumezi? Nu, mestec tutun. Strict oprit. Îți place vinul? Beau cumpătat. Nici o picătură de vin. Ești însurat? Da, doctore. Fă ca și cum n-ai fi, e clar? Dar de mâncat. Azi, fiindcă lucrez, ia puțină supă. Mâine o să trecem la restricții mai serioase. Nu credeți că ar fi mai bine să stau la pat chiar de azi? Nu mă simt deloc în apele mele. Nu, în cazul dumitare nu e indicat să te așezi în pat între răsăritul și apusul soarelui. Fă-ți treaba și așteaptă liniștit până de seară. Bine. Vă salut și mulțumesc. Cu plăcere. Pe curând. Bună ziua, domnule învățător. Intrați, vă rog. Bună ziua, bună ziua, doctore. Sper că nu v-am deranjat prea mult, rugându-vă să veniți la mine la ora asta. Nu, doctore, ajutorul meu supraveghează recreația elevilor. Eram nerăbdător să stau de vorbă cu dumneavoastră. Avem atâtea lucruri urgente de făcut împreună. Nu vreau să întrerup colaborarea atât de prețioasă pe care ați asigurat-o predecesorului meu. Colaborarea? Nu sunt omul care să-și impună ideile și nici cel care să șteargă cu buretele ceea ce s-a clădit înaintea lui. La început mă veți îndruma dumneavoastră. Am impresia, doctore, că nu înțeleg prea bine. Erați desigur în relații constante cu doctorul Parpale? Da, îl întâlneam din când în când la un biliard. La un biliard? Păi la problemele legate de sănătatea publică, de igienă, conferințele, etc. Da. Știu și eu atâtea mii de lucruri pe care medicul și învățătorul nu le pot face decât în colaborare. Cred că nu ne-am gândit niciodată, nici unul, nici altul. Pentru prima oară s-ar pune o astfel de problemă la St. Morris. Da, înțeleg, evident. Ai așteptat un îndemn care n-a venit. De fiecare dată când mi s-a cerut sprijinul... Iată, așadar, o populație nefericită care e în întregime abandonată din punct de vedere igienic și profilactic. Din păcate... Purăm așa că oamenii pe aici sunt în stare să bea apă fără să se gândească la miliardele de bacterii pe care le dau pe gât odată cu fiecare sorbitură. Fără îndoială că... Știu ei măcar ce înseamnă un microb? Mă îndoiesc. Firește că nu vom putea noi în câteva zile să remediem efectele nepăsării atâtor ani. Da, trebuie totuși să facem ceva. Nu cred că vă pot fi de mare folos. Domnule Bernard, cineva care te cunoaște bine mi-a dezvăluit un mare defect al dumitale. Care? Modestia. E singurul care nu-ți dai seama că aici ai o autoritate morală și o influență personală puțin obișnuită. Fără dumneata nu se poate face nimic serios aici. Exagerați, doctor. Oh, se înțelege, pot să-mi vindec bolnavi și fără dumneata. Dar activitatea profilactică, cine mă va ajuta să o duc? Cine va preveni pe acești sărmani oameni asupra primejilor care asaltează organismul lor în fiecare clipă? Cine îi va învăța că nu trebuie să aștepte moartea ca să cheme doctorul? Sunt foarte neglijenți, nu tăgăduiesc asta, da. Să începem cu începutul. Am aici materialul mai multor conferințe medicale. Notițe, clișee și acest aparat de proiecție. Asta e conferința despre febra tifoidă, da. Formele nelămurite pe care le capătă, nenumărații purtători, apa, pâinea, laptele, legumele, salata, făina, respirația și așa mai departe, totul argumentat cu imagini frumoase, vedeți, bacili măriți de câteva mii de ori, ganglioni infectați, perforații ale intestinului... Doctore, știți, eu sunt foarte sensibil.
Dacă mă uit mai mult la aceste planșe, nu se mai pot dormi. Iată efectul pe care trebuie să-l aibă aceste conferințe asupra auditorului. Dumnezeu te vei obișnui, dar ei trebuie să nu mai poată dormi. Nenorocirea lor este că dorm într-o înșelătoare siguranță din care trăznetul bolii trezește prea târziu. Și dacă prima noastră conferință nu le va spune nimic, am pregătit alta. Iată. Purtătorii de germeni. Poți să te primi cu o înfățișare perfectă, cu o excelentă poftă de mâncare și să porți trilioane de bacili capabili să infecteze un întreg departament. Am dreptul să presupun că primul venit, primul om care intră în casă, e un purtător de germeni. Primul venit? Adică eu? Eu, doctore? Credeți că eu sunt un purtător de germeni? Nu știu, eu am dat un exemplu, nu-i așa? M-a schemat. La cine sunteți, vă rog? Farmacistul Muschi. Ah, da, intră-te, domnule farmacist. Atunci eu vă las. Pe curând, dragă domnule Bernard, și mulțumesc pentru sprijinul pe care nu mă îndoiesc că mi-l vei da. Ia, doctor, mă schem. Mulțumesc. Ieri abia am avut timp să arunc o privire în farmacia dumitare, dar nu-ți trebuie mai mult ca să-ți dai seama de ordinea meticuloasă care domnește acolo. Ești prea îngăduitor, nu, doctore. Nu, pentru mine un medic care nu se poate bizui pe un farmacist de mâna întâia este ca un general care merge la luptă fără artilerii. Sunt fericit să constat că se apreciază importanța profesiei mele. Bănuiesc, domnule Muschie, că într-un an realizezi un minimum de 25.000 de franci. Beneficii? Da. Doamne, dacă aș realiza măcar pe jumătate. Dragă domnule Muschie, în fața dumitare nu se află un agent fiscal, ci un coleg. Aș îndrăzni să zic un prieten. Ai cumva un concurent? Nici unul mai aproape de 5 leghe jur împrejur. Dușman? Nu știu să am. Păi, dar predecesorul meu era cumva mai prejos de sarcinile lui? Doctorul Parpale îl consider un om excelent. Eram în cele mai bune relații. Atunci probabil că rețetele lui puse la un loc nu făceau un volum prea gros. Adevărat. Când mă gândesc la tot ce știu despre el acum, ajung să mă întreb dacă într-adevăr omul ăsta credea în medicină. La început făceam datoria unui loial. Când oamenii mi se adresau, îi trimiteam la el. Adio, nu-i mai vedeam revenind. Ceea ce îmi spui mă mâhnește. Aproape că îmi vine pe buze cuvântul sabotaj. Și da, într-un canton ca ăsta, noi doi, dumneavoastră și cu mine, ar trebui să nu ne vedem capul de muncă. E adevărat. Presupun că, în principiu, toți locuitorii cantonului sunt clienții noștri. Toți, e mult spus. Firește că, la un moment dat, fiecare poate deveni clientul nostru ocazional. Ocazional? Deloc. Client regulat, client credincios. Ar trebui să se îmbolnăvească, nu? Să se îmbolnăvească. Domnule Muschie, sănătate e un cuvânt pe care îl putem șterge cu ușurință din vocabularul nostru. Eu nu cunosc decât oameni mai mult sau mai puțin atinși de boli, mai mult sau mai puțin numeroase, cu o evoluție mai mult sau mai puțin rapidă. Sigur, dacă le spui că arată bine, ei te cred, dar mi-a tai înșeli. Singura dumitare de justificare ar fi să ai destui bolnavi de vindecat ca să te mai poți ocupa de alții noi. Da. Ești un filozof, doctor Knock. Poate că sunt un îndrăzneț, poate că îmi sunt rezervate anumite deziluzii, dar dacă într-un an nu vei câștiga cei 25.000 de franci care ți se cuvin, vină la mine și am să-ți întind amândoi obrajii ca să mi-i pălmuiești. Doctore, aș fi un ingrat dacă nu ți-aș mulțumi cu căldură și un mizerabil dacă nu te-aș sprijini din toate puterile. Contează pe mine, domnule Muschie, așa cum și eu contez pe dumneata. La revedere! La revedere, doctor, și la revedere, pe curând. Și te rog, atrage atenția noilor veniți, că după 11 jumătate nu mai primesc pe nimeni. Da. Cine urmează? Dumneavoastră? Poftiți, doamnă. Mulțumesc. Luați loc, vă rog. Sunteți din canton? Chiar din Saint-Maurice. Locuiesc la ferma cea mare de pe drumul spre Luchère. Iar dumneavoastră? A soțului meu și a mea. Trebuie să aveți mult de lucru. 18 vaci, 2 boi, 2 tauri, iapa și mânzul, 6 capre, 12 porci, fără orătănii. Gândiți-vă. N-aveți servitori? Ba da, 3 rândași, o servitoare și zilier în timpul verii. Nu prea vă rămâne timp să vă îngrijiți de dumneavoastră. Nu. Scoateți limba, vă rog. Aveți poftă de mâncare? Nu prea. Plecați capul? Așa. Respirați. Încă o dată. Tușiți. Încă. Da. N-ați căzut niciodată de pe o scară când erați mică? Nu-mi amintesc.
Nu v-a durut niciodată aici, seara, la culcare? A, ba da, ba da, câteodată, da. Da. Din fericire ați căzut pe partea stângă. A, da, da, da. Pe doctorul Parpale l-ați consultat? Nu, niciodată. De ce? E, el nu dădea consultații gratuite. Aha. Doamnă, vă dați seama de starea dumneavoastră? Nu. Cu atât mai bine. Vreți să vă faceți bine sau nu? Vreau. Eu vă previn de la început că tratamentul va dura multă vreme și va costa foarte mult. Doamne! Și de ce? Pentru că nu vindeci în 5 minute o boală care durează de 40 de ani. Și cât are să mă coste? Ce preț au acum viței? Depinde de târg și de mărime. Da, nu prea pot să iei cu mai puțin de 4-500 de franci. Dar porci îngrășați? Unii mai mult de 1000. E bine, are să vă coste aproape 2 porci și 2 viței. Iisuse, Doamne, aproape 3000 de franci? Dar ce pot avea atât de îngrozitor? Vă voi explica într-un minut pe această tablă. Un moment, vă rog. Iată măduva spinării în secțiune. Așa. Așa foarte schematic. Da, da. Recunoașteți aici mănunchiul lui Turc și aici coroana lui Clerc. Mă urmăriți, da? Da, da. E bine, când ați căzut pe scară, Turcul și Clercul dumneavoastră au alunecat în sens invers câteva zecimi de milimetru. Aha. O să spuneți că e puțin, evident, dar sunt foarte rău plasate. Vedeți? Aici. Da. Aici. Și da. Aveți aici, în punctul acesta, o tracțiune continuă care se exercită asupra multipolarelor. Eu nu prea înțeleg ce spuneți, dar vorbind mai pe șleau, nu mă puteți vindeca mai ieftin. Bineînțeles, cu condiția să fiu la fel de bine îngrijită. Ceea ce pot este să vă iau sub observație. Asta nu vă va costa aproape nimic. După câteva zile vă veți da seama de evoluția bolii și veți hotărâ singură. Da, da, e bine așa, da. Ați venit cu trăsură? Nu, pe jos. Va trebui să luați o trăsură. De ce? Cum ajungeți acasă, vă culcați. Dacă este cu putință, într-o cameră unde să fiți singură. Închideți obloanele și trageți storurile ca să nu vă stingherească lumina. Aha. Nu vorbiți cu nimeni. Timp de o săptămână, niciun aliment cald. Din două în două ori, un pahar cu apă minerală. Câte o jumătate de biscuit seara și dimineața înmuiat în lapte. Aha. La sfârșitul săptămânii vom vedea cum vă simțiți. Dacă veți fi vioaie, dacă forțele și starea de spirit vă vor reveni, înseamnă că răul e mai puțin serios decât l-am crezut. Dacă, din potrivă, veți dovedi o slăbiciune generală, șovăiala nu mai e îngăduită și o să începem tratamentul. Ne-am înțeles? Da, sigur, cum doriți. Voi veni curând să vă văd. Dați-mi voie să vă sprijin așa. Mariet! Da, domnul doctor? Mariet, ajută pe doamna să coboare scara și să găsească o trăsură, da? Da, domnul doctor. Bună ziua, doamnă! Vă aștept, domnule doctor, vă aștept. Cine urmează, vă rog? Eu. Da, intrați, doamnă, și luați loc. Mulțumesc. Trebuie să fiți surprins, doctore, că mă vedeți aici. E destul de neobișnuit ca o doamnă născută la Mpuma, a cărei familie coboară fără întrerupere până în secolul al XIII-lea și a stăpânit altădată jumătate din regiune și care se înrudește cu toată nobilimea și marea burghezie din departament, vine să stea la coadă împreună cu toată sărăcimea. Da, pe mine nu mă surprinde nimic, doamnă. Dar ce vă doare? Nimic. Păi atunci de ce ați venit la doctor? Pentru că e gratis. Aha. Și ne vă doare nimic, nu? Nu. Și dormiți bine? Nu. De dormit nu prea dorm bine. Și suferiți de insomnie de multă vreme? De foarte multă vreme. Cu doctorul Parpale ați vorbit? De mai multe ori. Și ce v-a spus? Să citesc în fiecare seară 3 pagini din codul civil. Doctorul nu m-a luat niciodată în serios. Dar putea să nu fie avut dreptate. Insomnia poate proveni dintr-un atac profund și continuu a nevroliei asupra materiei cenușii. Și e grav? De? Și există vreo speranță de vindecare? Da, în timp însă. Nu mă mințiți, doctore. Vreau să știu adevărul. Totul depinde de regularitatea și de durata tratamentului. Voi fi o pacientă foarte ascultătoare, doctore. Supusă ca un câine. Voi face tot ce trebuie.
Nu mai să vă ocupați de mine atâta timp cât va fi nevoie. Locuiți departe? La doi pași. Mă voi strădui să trec să vă văd în fiecare dimineață. Și acum, ce trebuie să fac? Întoarceți-vă acasă și rămâneți în cameră. Să nu iau niciun medicament? Ah, da, sigur. Treceți pe la farmacie și rugați-l pe domnul Muschie să vă facă imediat această rețetă. Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. La revedere, doamnă, și... Voi treceți pe la... Cine urmează, vă rog? Hotelul. Mă rog, dacă vreți, sanatoriul doctorului Knock, e același lucru. Ah, viu, viu, așteptați! Cine? Doamna Livru? Aveți un pat rezervat începând de astă seară, dar numai după ora 18. Alo, alo, tu ești Scipion? Cine a adus în hol valiza asta antediluviană? Cum? A doctorului Parpale? Bănuiesc că n-a venit să-și reia cabinetul. Oricum spune că n-avem nicio cameră liberă. Numărul 9 este rezervată doamnei Sămarslini. Iar 14 doamnei Livru, care a și telefonat să-și anunțe venirea. Te rog, nu mai promite nimic nimănui până nu mă întrebi. În definitiv, hotelul e proprietatea mea și mă privește dacă mi-a convenit să mi-l transform în sanatoriu pentru pacienții doctorului Knock. E clar? Așa, na. Bună ziua, doamnă Remy. Doctorul Parpale, mă bucur să vă revăd, dar vă previn că dacă intenționați să rămâneți la noi, sunt dezolată, nu avem niciun loc pentru dumneavoastră. De ce ați ieșit de târg la San Maris? Nu, nu, deloc, eu o zic ca toate celelalte. Atunci de unde atâta lume? Ei, sunt bolnavii noștri. Bolnavii? Da, cei care urmează un tratament. Și de ce locuiesc aici? Fiindcă alt hotel la Saint Maurice, după cum bine știți, nu mai există. De altfel, pacienții sunt foarte mulțumiți. Sunt foarte bine îngrijiți. Domnul doctor Knock e permanent aici. Și de unde au venit aici toți pacienții aceștia? De câtva timp vin de peste tot. La început erau numai cei în trecere. Nu înțeleg. Călătorii care se aflau la Saint Maurice pentru afaceri au auzit vorbindu-se despre domnul doctor Knock și au venit să-i examineze. Evident, fără să-și dea seama că starea lor era de-a dreptul gravă. Așa că dacă norocul nu le-ar fi mânat pașii către Saint Maurice, la ora asta mulți ar fi fost morți. Și de ce ar fi fost morți? Fiindcă ignorându-și bolile, ar fi continuat să bea, să mănânce și să comită o serie de alte imprudențe. Și toți aceștia au rămas aici? Nu, mai bine zis, au revenit. Și au cerut să li se facă tratamentul cu internare. Nenorocirea e că nu mai avem locuri. Va trebui să construim. Extraordinar. Dumneavoastră vi se pare extraordinar, dar nu cred că ați putea duce viața doctorului Knock. Viața? Care viață? O viață de martir. De cum se scoală, aleargă la vizite. La ora 10 trece pe la hotel. Câte ceas? Trebuie să apară. Urmează consultațiile acasă, din nou vizite până la capătul cantonului. Mă rog, acum are mașina lui. O mașină frumoasă, nouă, dar sunt sigură că deseori abia are timpul să ia o gustare. Asta mi s-a întâmplat și mie la Lyon. Da, aici cel puțin ați dus o viață liniștită. Nu știu, dar parcă pe vremea aceea oamenii erau mai sănătoși. În orice caz, dacă acum vor să-și permite luxul de a fi bolnavi, ar fi nedrept să-i oprim. De altfel, e și în folosul medicului. Nimeni nu poate spune că doctorul Knock e un mercantil. El a inițiat consultațiile gratuite, da, care nici nu se pomeniseră. Pentru vizite ia bani, dar numai de la cei care au posibilități și nu primește nimic de la cei nevoiași. Uite, pe mine m-a examinat de peste 10 ori de când vine zilnic la hotel. Totdeauna mi-a spus că n-am nimic, dar nici nu s-a pus problema să primească vreun ban. Același lucru cu domnul Bernard, învățătorul. Îi intrase în cap că e purtător de germeni și că nu mai are mult de trăit. Nu trebuie să vă speriați, nu e grav în primul rând. Iată că vine domnul Muschie să ia probă de sânge de la numărul 15. Vă las să discutați cu el. Am să încerc să mă găsesc o cămăruță. Încă n-a venit Knock? Nu, n-a venit. Da, da, mulțumesc. Doctorul Parpale, ce plăcere, atâta vreme de când ne-ați părăsit.
Cum atâta vreme? Abia 3 luni. Pe adevărat, uite, mie mi se pare o veșnicie. Sunteți mulțumit la Lyon? Foarte mulțumit. V-ați format o clientelă, nu? Am preluat-o de la un confrant. Da, da. Doamna Muschie, se simte bine? Oh, mult mai bine acum. A fost bolnavă? Nu vă mai amintiți migrenele de care se plângea mereu? Ah. Altfel, dumneavoastră, nu ați dat nicio importanță. Doctorul Knock i-a prescris un tratament care a pus-o pe picioare. Uneori mai are dureri de cap, știți, dar asta pentru că suntem grozavi de surmenați. Ne culcăm uneori după 11 și jumătate și tot nu termin de preparat rețetele. Pe scurt, e foarte greu. Firește, sigur, câștig de 5 ori mai mult, dar îmi iubesc meseria. Îmi place să mă fac util și nu mă plâng de muncă, dar iată-l și pe doctorul Knock. Pale, tocmai mă gândeam la dumneata. Bun găsit, doctore Knock. Ai călătorit bine? Excelent. Ai venit cu mașina? Nu, cu trenul. E vorba de scadența noastră, nu? Aș profita de ocazie. Eu vă las, domnilor, urc la numărul 15. Acum n-o să mă mai acuz că te-am tras pe spoară. Intenția a existat, dragă confrate. Domnul Muschie, ți-a vorbit despre primele noastre rezultate? Nu, mi-a spus câte ceva. Cu titlu absolut confidențial, ți-aș putea face cunoscute câteva din graficile mele. Bineînțeles, nu pun la socoteală consultațiile gratuite din fiecare luni. Cu celelalte stăm cam așa. Octombrie 90, noiembrie 128, decembrie peste 150. Cifre exacte? Absolut exacte. S-au găsit la Saint-Maurice 150 de persoane care s-au deranjat să meargă la medic plătindu-l? N-am folosit nici jandarmi, nici armată ca să-i aduc. De necrezut. Așa, să trecem acum la curba tratamentelor. La începutul octombrie, situația pe care am moștenit-o. Bolnavi în tratament la domiciliu, 0, nu-i așa? Așa. La sfârșitul lunii, 32. Noiembrie, 121. Decembrie, între 145 și 150. Exagerat! De ce? Nu uita că acest canton cuprinde 2853 de familii, dintre care 1502 cu venituri de peste 12.000 de franci. Nu înțeleg povestea cu veniturile. Dragă doctore, nu pot impune povara unui bolnav permanent într-o familie al cărei venit nu atinge 12.000 de franci, cel puțin, ar fi abuziv. Am diferite feluri de tratament. Unele mai modeste, pentru venituri între 12 și 20.000 de franci, adică o vizită pe săptămână și aproximativ 15 franci pentru cheltuielile farmaceutice, și tratamente de lux pentru cei cu venituri de peste 50.000 de franci. Minimum 4 vizite săptămânale și 300 de franci pe lună, cheltuieli diverse, raze X, radio, masaje electrice, analize, internare, farmacie, etc. Dar de unde ai aflat veniturile clienților? În orice caz, nu de la agentul fiscal. Dovada? Eu am numărat 1502 cu venituri peste 12.000, iar controlorul fiscal a descoperit 17. Cel mai mare venit de pe lista lui e de 20.000. Cel mai mare de pe lista mea e de 120.000. Informațiile noastre, după cum vezi, nu coincid. Și când te gândești că el lucrează în folosul statului... Ești un om uluitor. Dacă alții nu ți-ar spune ca mine, cu siguranță că ar gândi eu. Dar îmi îngădui să-ți spun o întrebare foarte importantă. Te rog. Dacă aș folosi metoda dumitale, dacă aș fi stăpân pe ea, ca dumneata, așa, dacă nu mi-ar rămâne decât să o pun în practică, s-ar chema că nu am niciun scrupul? La asta trebuie să-ți răspunzi, dumneata. Nu cumva prin metoda dumitale interesul bolnavului se subordonează puțin interesului medicului? Doctore, uiți că există un interes superior acestuia. Care? Al medicinei. E unicul pe care l-am în vedere. Da. Mi-a cedat un canton locuit de câteva mii de inși nedefiniți. Rolul meu este să-i definesc, să-i îndemn la o existență medicală. Eu îi așez în pat și observ ce ar putea rezulta. Un tuberculos, un nevropat, un sclerotic, orice, dar cineva, Dumnezeule, o individualitate. Nimic nu mă scoate mai mult din sărit decât această făptură nedefinită pe care dumneata o numești om sănătos. Ce, dar cred că nu vrei să așezi la pat un canton întreg. Asta se mai poate discuta. Dacă e cu putință să existe și oameni sănătoși, și eu accept acest nonsens, o fac doar pentru că aceștia trebuie să-i supravegheze pe cei bolnavi și să alcătuiască alături de ei un soi de rezervă. Rămâne totuși o dificultate serioasă. Care? Dumneata, nu te gândești decât la medicină, dar restul? Nu crezi că generalizând aplicarea metodilor dumitale determină o oarecare paralizare
a altor activități sociale. Asta chiar că nu mă privești. Eu fac medicină. Da, este adevărat că atunci când construiește o cale ferată, inginerul nu se întreabă ce gândește medicul. Fii bun, doctore Parpale, și aruncă-ți o privire pe această fereastră. Da. Privirea ți este cunoscută, desigur. Numai că pe vremea când o admirai dumneata, nu luai în seamă decât frumusețea naturii. Am privit și eu de aici a doua zi după venirea mea și nu eram prea mândru. Simțeam că prezența mea nu cântărește prea greu. Astăzi mă simt aici ca un organist în fața claviaturii. În 250 din aceste case există 250 de camere în care cineva se supune medicinii. 250 de paturi în care un corp întins își mărturisește că viața are un sens și datorită mie un sens medical. Da. Noaptea e și mai frumos pentru că totul este iluminat. Cei care nu-s bolnavi dorm în întuneric, dar bolnavi stau cu lumina aprinsă. Cantonul se preface într-un soi de firmament al cărui creator sunt eu. Gândește-te că pentru toată lumea asta prima grijă este să respecte prescripțiile mele. Dragă confrate, ți-aș propune ceva. Ce? Locul unui om ca dumneata nu e într-un centru de canton. Îți trebuie un oraș mare. Îl voi avea mai devreme sau mai târziu. Bagă de seamă, ești în plinătatea puterilor dumitale. Peste câțiva ani va începe declinul, crede-mă. Și atunci? Nu trebuie să mă aștepți. Îmi poți oferi o situație? A mea, ți-o dăruiesc. Nu-mi pot arăta mai bine admirația. Și dumneata ce vrei să faci? Eu mă voi mulțumi din nou cu Samaris. Aha. Merg și mai departe. Îți fac cadou și cele câteva mii de franci pe care mi le datorez. Așa. Știi că în fond nu ești chiar atât de prost, cum se spune. Nu înțeleg. Păi da, produci puțin, dar știi să cumperi și să vinzi. Sunt calitățile negustorului. Te rog să crezi că... Ești într-un fel un psiholog destul de bun. Îți închipui că de vreme ce câștig mult, nu mai iubesc banii și că unul sau două cartiere din Lyon, dominate de medicină, m-ar face repede să uit graficele mele din Saint-Maurice. Evident, n-am intenția să îmbătrânesc aici, dar nici să profit de primul prilej. Uite-l pe domnul Muschieri. Încotro, prietene. Da. Mă grăbesc spre laborator. Un moment, fii drăguț. Te rog. Știi ce-mi propune doctorul Parpale? Un schimb de locuri. Ce? Eu să-l înlocuiesc la Lyon, el să revină aici. Glumești, te rog. E o propunere foarte serioasă. Dar bineînțeles că l-ai refuzat. Și de ce ar refuza? Pentru că numai un nebun ar primi în schimbul unei carabine de 2000 de franci un pistol cu dopuri. Dar de ce nu-i propuneți doctorul și un schimb de mașină? Nu? Te rog să mă crezi că la Lyon am o clientelă de mâna întâia. De altfel, dragă, doctore, populația din Saint-Maurice nu va fi de acord nici ruptul capului. Dar ce amestecare i-am treaba asta? Noi nu suntem obligați să-i cerem părerea. E, uite, o să și-o exprime și singură. Nu spun că o să ridice baricade, nu, fiindcă nu-i obiceiul locului și nici pietre n-avem. Dar are să vă trimeată din nou la Lyon. Da. Ha, uite, doamna Remy. Da? O clipă, te rog, doamna. Da, domnule Muschieri. Doamna Remy, am să vă dau o veste bună. Da? Doctorul Knock pleacă și se întoarce doctorul Parpale. Cum să plece domnul doctor Knock? Ar fi peste putință. Poate pe furiș noaptea cu un avion. Voi da de veste cetățenilor și nu vă vor lăsa să plecați. În ceea ce vă privește, domnule Parpale, dacă pentru asta ați venit, trebuie să vă spun cu părere de rău că va trebui să dormiți afară, pe terasă, în ciuda faptului că suntem în 4 ianuarie. Nu am nicio cameră. Atitudinea acestor oameni față de un medic care le-a consacrat 25 de ani de viață e de-a dreptul scandaloasă. Fiindcă la Saint-Maurice nu e loc decât pentru șarlatani. Ce spui? Prefer să-mi câștig pâinea cinstit la Lyon. Doctor Knock, să punem la punct afacerile noastre cât mai repede. Plec chiar asta seara. Doctor, n-are niciun rost, doctore Parpale. Lauz unei vești inexacte de altfel. Doamna Remy nu și-a mai controlat cuvinte, dacă mai ia priviți-o. Puteți citi în ochii ei întreaga recunoștință a populației din Saint-Maurice pentru cei 25 de ani de apostolate dumneavoastră, nu? Da, desigur, domnul Parpale a fost întotdeauna un om cum se cade. Își vedea de treaba lui ca oricare altul, câtă vreme ne puteam lipsi de medici. Să nu ne lăsăm furați de certuri copilărești. Doamnă Remy, chiar nu aveți o cameră pentru doctorul Parpale? Chiar nu am. Știți foarte bine că abia avem unde să-i punem pe bolnavi. Dacă ar veni un bolnav, poate că aș izbuti să-l culc undeva, pentru că e datoria mea. Da, dacă ți-a spune că doctorul Parpale, medical vorbind, are nevoie de un repaus de, să zicem, cel puțin o zi. Da?
Asta ar fi altceva. Discreția profesională mă oprește să declar în mod public că a venit pentru o consultație. Sunt obligat să-i o dau. Nu o să-l las să plece de aici neconsultat. Da, ce înseamnă toate astea? Diseară plec și cu asta basta. Dragă confrate, eu vorbesc foarte serios. Un repaus de 24 de ore ți-e absolut necesar. Nu te sfătuiesc să pleci astăzi. Ba, la nevoie mă și opun. Bine, doctore, bine. Nu știam. Domnul Barbale va avea un pat. Să îi luăm temperatura? Nu, încă nu, pentru că nu e vorba de temperatură. E ceva cu... cred că cu inima, da? Nu pot să... Atunci mă duc să pregătesc patul. Da, da, sigur, sigur. Și eu vă las, domnilor. Laboratorul mă așteaptă. Da, vă las. E o glumă, nu-i așa? N-aveam chef să pornesc chiar asta seară la drum. Nu mai am 20 de ani. Dar mi-ai spus toate astea cu un aer? Știu că n-a fost decât o glumă și cunosc și retlicurile meserii. Dar cu un aer și cu o privire care m-a străpuns. E prea mult. Ce vrei, doctor, e fără voia mea. Când mă aflu în fața cuiva, nu mă pot abține să-i pun un diagnostic. Chiar dacă este inutil și nepotrivit. Din cauza asta, de la o vreme, nu mă mai privesc în oglindă. S-ar putea să descoper și la mine, oarecare... Mi-a spus un diagnostic, dar un diagnostic inventat, nu? Cum inventat? Ți-am spus că, fără voia mea, când întâlnesc pe cineva, privirea îmi cade spre unor semne imperceptibile. Pielea, pupilele, porii, respirația. Respiră adânc. Da. Și ce vrei, aparatul meu de construit diagnostice funcționează singur. Da, asta înseamnă că... Da, băi, când mi-ai spus că am nevoie de o zi de odihnă, a fost un joc, nu? Am observat și eu la mine câte ceva în ultima vreme și aș vrea să știu dacă propriile mele observații coincid. Dacă, confrate, să lăsăm asta acum. E ora 10, trebuie să-mi fac vizitele. Dacă vrei, o să luăm masa împreună, iar după amiază vom sta de vorbă în amănunt despre starea sănătății dumitale și despre măsurile pe care le socotesc necesare. Ați ascultat Knock sau Triumful Medicinei, comedie de Jules Romain, traducere de Silvia Cucu, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Knock, Radu Beligan, artist al poporului; Parpale, Mircea Balaban; Toboșarul, Demsavu; învățătorul, Costache Antoniu, artist al poporului; farmacistul, Florin Scărlătescu, artist emerit; doamna Parpale, Mimi Năceanu; prima doamnă, Nelly Sterian, artistă emerită; a doua doamnă, Marieta Rareș, artistă emerită; doamna Remy, Nineta Gusti, artistă emerită. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.